Bună ziua, și bine ați venit la prele ședinții ordinare din data de 27 august 2021, convocată prin dispoziția primarului 131 din 19 august 2021. Suntem în prezența majorității consilierilor locali care reprezintă consiliul local Stugar. V-aș propune să votăm procesul verbal al ședinței din data de 24 iulie, parcă 2021. Dacă sunteți de acord cu forma prezentată a procesului verbal. Deci dau votul domnului Mas, prezintă ordinea de zi. Și după aceea o să invităm, președintele ședința ales la lângă noi. Bună ziua! Ca ordine de zi pentru astăzi, în cadrul ședinței mari pe care desfășoară Consiliul Local, a fost convocat cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui ședinței pentru august-octombrie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contării călătoriei prin mijloace de transport a cadrelor didactice pe iulie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere prin implantarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2021. Și proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pe anul 2022. La punctul 5, întrebări, interpelări diverse. Domnul secretar, vă rog să... Să spunem proiectul de hotărâri privind alegerea președintele ședință. Știți că, conform prevederilor codului administrativ, trebuie să alegem un președinte de ședință. Noi am ales varianta pentru următoarele 3 luni. Mandatul domnului Hanganu Viorel s-a expirat în luna iulie și ca să ne prezideze ședințele, să semneze actele ședințelor Consiliului Local și să-și asume răspunderea asupra celor întâmplate în ședința Consiliului Local, vă rugăm să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte în ședințe de rândul dumneavoastră pentru următoarele 3 luni. Va fi luna august, septembrie și octombrie. Domnul Crotin. Făcut doamna Pavel, ordinar. Dacă mai sunt și alte propuneri pentru ordinea de zi prezentată de primar? Domnul primar, la suplimentară. Dacă nu este din cadrul consilierilor să fie o altă propunere la, și o altă propunere la ordinea de zi, am eu o propunere, dacă să fie inclusă pe ordinea de zi, și anume un proiect de hotărâre privind primirea OAT Berești Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIV, rezultat, și modificarea actului constitutiv și a statutului acestuia. Din punctul ăsta de vedere. Dacă este de acord. Dacă este de acord consiliul. Se supune la vot propunerea. Dăm cuvântul domnului primar să prezinte primul punct de ordinea de zi. La primul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea de contării contravalorii călătoriei prin mijloace de transport ale personalului didactic la școala gimnazială Strugari pe luna iulie, în sumă de 1.323 de lei. Așa cum știm, în dosarul care este anexă la prezentul proiect de hotărâre, există toate documentele necesare de contări. Era o problemă vacanță? Nu știu care a fost în discuție.
discuții la acest proiect? O să rog pe doamna contabilă că face avizul să fie o leacă mult mai atentă la redactare. Stați un pic, la hotărâri special tratate? Da. Noi am văzut că sunt niște chestii cu EU, da? Dar am modificat și probabil ce mai era în primare, la urmă acolo să se pună Consiliul Local în luna iulie, noi suntem în luna august. Deci, de contare, prin luna iulie, se aprobă luna imediat următoare. Sau sunt diverse comune care aprobă, să știți, și la 3 luni de zile. Se adună 3 luni și aprobă de la comună. La secretar, dumneavoastră citeți ultimul fragment și vedeți cum ce înțelegi de asta. Mi-am notat aici. Mai mult atenție la redactarea raportelor de specialitate. Am notat. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul. Pentru. Contra. Avem nostru pentru? Da. Ok. Proiectul care privind... Aprobarea finanțării. Aprobarea... Contractul de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru luna 2021. Care, la unul de preambulul proiectului de hotărâre, la articolul 1, se aprobă contractul de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap în procent de 35% din costul stabilit prin hotărârea Consiliului Județean, Bacău. Sumele la articolul 2 se constituie contribuția pentru întreținerea persoanei cu handicap și se vor vedea până la finele lunii în contul de venituri la Consiliul de Bacău. Articolul 3 se mandatează primarul comunei să semneze în numele OAT-ului contractul de asociere. La articolul 4, prezentarea va fi dezbătută, supusă spre aprobare în ședință și comunicată celor interesați. Discuții? Anual, îl prezentăm în fața Consiliului Local pentru a încheia contractele de asociere. Suma ați văzut de 35% din nevoile care sunt cheltuite lunar pe persoană. De asta se referă la persoane cu handicap. Astăzi, luna asta poate să fie 5, luna viitoare poate să fie 6 și de fiecare dată venim cu proiect de hotărâre modificat. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot. 11 minute, da? Următorul proiect de ordine de zi, proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2022. Așa cum dumneavoastră în comisie ați discutat, se are în vedere majorarea taxelor și impozitelor doar cu indicele inflației, care este stabil la ora actuală de INSE și care se regăsește aici la noi în documentație, la 2,6%. Așadar, proiectul de hotărâre nou inițiat de noi și propus spre aprobare, are majorare la fiecare capitol de doar 2,6%, atât cât este inflația. Dacă sunt discuții... Dumneavoastră a studiat, dacă aveți observații sau discuții, vreau să le propun. Da, eu vreau să discut. În comisie știți că am propus ca cetățuia să fie trecută de la rangul C la rangul D, deoarece este un sat care nu are nicio facilitate. Nu are microbuz în sat, nu mai este asfalt,
și e cel mai defavorizat sat din comuna Strugaria. Aici, la buget, eu o să am propus, dar o să mă abțin de la vot, deoarece proprietățile cele mai multe le-am pus satul cetățuia și nu vreau să intru în conflict de interese cu propunerea mea. Legat de taxe și impozite, v-aș propune, domnule primar, pe la anul să trecem la capitolul impozite și taxe pentru terenul și pământuri, să nu mai fie cota maximă din cotul administrativ de 0,2%, să propunem 0,08%. Adică să fie mult mai puțin, deoarece suntem o comună săracă. Este lumină căjută. Este lumină căjută. Deci noi suntem aici, comuna Strugari, mai mult ce aveu, pensii mici, foarte puțin salariați și eu zic că o gură de oxigen și un impozit mai mic, că oricum și la anul va fi inflația peste 3-4%, la anul ăsta o mărim cu 2,6%, dar la anul o să fie 4 sau 5%. Da. Asta am urat. Restul am văzut că rămânul rămas toate la fel. Dacă nu mai sunt discuții, Stați. Cine se mai scrie? Supunem la vot. Cine este pentru? Statul consideră că bag 2 lei inclus în buzunar. La punctul suplimentar care a fost la ordinea de zi, prezentăm proiectul de ordine privind primirea OAT Berești Bistrița în calitate de membru ADIP, precum și modificarea actului constitutiv și a statutului acesteia, având în vedere că mai vine un membru în ADIP. La articolul 1 se aprobă primirea OAT Berești Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. La articolul 2 se modifică actul constitutiv asociației în mod corespunzător, în sensul că mai vine un membru. La articolul 3 se modifică statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în mod corespunzător. La articolul 4 se acordă mandat reprezentantului legal să voteze în ședința AGA, adică în favoarea aprobării actelor adiționale, la actul constitutiv și la statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară. Articolul 5, prezentarea autorului va fi comunicată Asociației de Dezvoltare, instituții prefecturilor, Consiliul Județean și va fi adus la cunoștință publică. V-am adus la cunoștință, acum doamna, dacă sunt discuții la acest proiect, dacă nu, sunt la La ultimul punct pe ordine de zi, dacă sunt probleme. Dacă vă scrieți la cuvânt. La vreau cineva să scrie la cuvânt? Mulțumesc colegilor că m-au înțeles și au votat amendamentul cu clasarea satului Cetățuia. Sper că lucrurile merg bine. Am văzut că la Percica fundația deja la grădiniță s-o realizat. Totuși văd că la școală merge foarte greu. Merge mărit normal. Din afară, au fost niște discuții de finanțare și de plată a factorilor.
Dânsul, constructorul acolo, va înțeles care este situația și că e mai greu după aceea să, dacă lași, adică nu conservi și nu duci la finalitate, ceea ce ai început, nu poți la jumătate în interes, te închiriți jumătate, nu? Dânsul a înțeles și probabil o să lucreze și la acoperiș. Acum lucrează la acoperiș, interioarele toate sunt tencuite. Știți foarte bine că o casă la roșu fără acoperiș vin în gheldeziere. Dar sperăm ca finanțele, Ministerul Finanțelor, Ministerul Dezvoltării, Guvernul să aprobe finanțarea și plata, finanțarea în continuare și plata facturilor. S-au mărit? Domnule, da, noi așteptăm un act normativ în vederea modificării contractului de finanțare, în sensul că, dumneavoastră știți foarte bine, mai ales cei care se ocupă de comerț, că sunt costuri suplimentare la, mai ales la materialele de construcție. Materialele de construcție chiar 100% sau? Care e solicitarea constructorului primăriei? Domnule, solicitarea și ceea ce se vede din diferența de ofertă și diferența de costuri care sunt la achiziție acum a materialului sunt pe 20-30%. Am înțeles din ceea ce s-a prezentat pe la media că va fi o majorare a contractelor de finanțare cu anumite procente fără să precizeze. Probabil să fac analize, dar costurile cred că se duc peste 20%. Apropo de chestia asta, noi am fost la CNI joi și s-a discutat aceeași problemă și pentru celelalte care sunt pe calamități. Că noi am avut daliuri făcute cu o anumită ofertă, anumite prețuri de cost. Și acum când mergem după 2 ani de zile, dacă 2020 nu însemna nimic, ca diferență față de 2019 privind prețurile, diferența mare e dintre 2020 și 2021. Și domnii de acolo au zis, refaceți documentațiile, fiind la zi cel puțin acum, nu se știe ce o fi peste o lună, două, dar banii să fim în pas cu prețurile care sunt astăzi. Noi sperăm să fie o majorare a fondurilor alocate pe contractele astea de finanțare, pentru că până la toată urma se suportă de constructor și constructorul la un moment dat poate zic, bă, nu mai poți să mai dau înainte, că astea sunt prețurile. Și îi pun căciulă, vedem cum merge mai departe. Sperăm totuși că există înțelegere și dorința de a să merge în continuare. Oricum, anul acesta nu cred că va funcționa școala acolo. Nu este posibil. Pentru că în planul de rețea școlară. Și dacă ar fi în China, nu cred că s-ar putea. Da, noi le-am fi în China. Da, după vorba lui domnul Daniel, nu suntem într-o țară unde se facă eforturi uriașe. Dar deocamdată îți vezi ce vreau. Dacă nu... De ce pune ăștia cu apă și canalizarea? Deci pe unele oliți se bagă și pe unele oliți nu se bagă. Da, nu poate să facă niciun proiectant, niciun constructor nu poate să facă altceva decât este prevăzut într-un proiect. Dacă pe uliță a fost prevăzut să se bage în zona respectivă s-a băgat și pe celelalte uliții care spuneți că nu s-au băgat datorită faptul că nu a fost proiectată zona. Inițial, noi am spus în ședința aici, inițial proiectul nostru, studiul nostru de fezabilitate a fost făcut ca să cuprindă toate ulițele satului. Adică sunt dovezi în sensul că se pot vedea pe studii de fezabilitate. Bineînțeles că noi când trebuie un studiu de fezabilitate pe care îl faci un an de zile înainte până să aprobi finanțarea și vine proiectul tehnic făcut, ai niște costuri. Dacă ai un cost de 2 milioane jumate de euro, așa cum am avut noi maximum de valoare cuprinsă, te încadrezi în 2 milioane jumătate de euro și la proiectare. În studiul de fezabilitate ai prins 2 milioane jumătate de euro la prețurile care sunt în 2020 sau 2019, dacă îndic cu proiectare în 2020, vezi că este diferență de valoare și de costuri la toate. Și omul când vine și finanțează și vine și face oferta de servicii, vine și spune, mă încadrez un grob atâta conductă,
de canalizare și atâta conductă de aducțiune de apă. Îți fac două bazine la prețul ăsta, îți fac alea. Și când tragi linie, valoarea, dacă e 2 milioane jumate de euro, tot 2 milioane jumate de euro se duce, dar ca linie întinsă pe traseu, nu mai este aceeași. Noi știm că este așa și ne obligăm într-un fel ca și costurile care o să fie a primăriei, pe uliță la dumneavoastră și pe alte ulițe care sunt aici în zona Strugari, să facem pe cheltuiala noastră, cu practic o să ne coste doar săpătura, așa, și săpătura pe care o putem face noi cu utilajul nostru și sperăm că o să lucrăm, cred că mai bine și mai repede, zicem noi. La cum sunt niște... Nu, domnule. Deci ce, noi am îngropat o conductă, bine, poate a fost interesul să facem mai repede, că venea o ploaie, un vânt sau nu știu ce. Am îngropat o conductă, să vă spun, domnul Vici, în două zile am pus 200-400 de metri, aproximativ 400 de metri. Deci putem să facem. Dacă e bine în câmp, în sat unde este și o să fie așa, nu o să o facem în 4 zile 200 de metri, o să o facem în două zile, o să facem în 4 zile, da? Stăm puterea noastră să o ducem. Dacă nu mai sunt discuții, mai am o rugăminte la dumneavoastră. Și chiar avem o cerere de asistență socială, avem un caz social. Eu zic mai deosebit, m-a sunat la șeful centrului dializă Bacău. Avem la Bechinez la Orenta, face dializă de 3 ori pe săptămână. Dânsa a luat certificat în grad de handicap pe data 24 august 2021, dar până o să iei primii bani, o să iei abia în luna octombrie. Și m-a rugat, dacă și dumneavoastră vă dați un acord de principiu, un aviz de principiu, să putem să-i asigurăm pentru luna septembrie pampersul, șervețelele umede și niște păturele antiescare, ce e necesar ca materiale de igienă. Dacă sunteți de acord să facem lucrul ăsta, n-ar fi, cred, o valoare foarte mare, undeva la 500 de lei, dar am zis să vă aduc la cunoștință. Și dacă dumneavoastră veți mai individualiza o situație specială, să ne aduceți la cunoștință, uite, aici chiar o situație, oamenii ăștia n-au lipit o pensie de 800 de lei, nu contează cum trăiesc, nu contează ce fac, contează că e vorba de viața unui om și dacă putem cât de cât să sprijinim, să mai prelungim o leacă șederea pe pământ, eu zic că facem un lucru frumos. Dacă dumneavoastră sunteți de acord, eu aș zice, pentru luna septembrie, să putem acorda lucrurile astea. Cazuri mai sunt la ceea ce am prezentat. Cadrul legal este să facă cineva la cunoștința dumneavoastră. Noi avem cadrul legal. Noi l-am adus la cunoștință. Dar e bine să știți. Atâta timp cât este cadrul legal. L-am adus la cunoștință, adică dacă se face ceea ce se face pentru familia care nu are venituri, urma închetii sociale va rezulta că nu sunt venituri suficiente ca să-și ia și medicamente, să ia și aia, așa, nu mai spun eu de hrană și de alte necesități. Acolo se vor descurca, dar nu dacă dumneavoastră, așa cum am procedat aici, mai sunt în localitate, în comună, cazuri de dializă, dar care probabil... Nu le știm, poate. Nu le știm și probabil sunt ajutați de rude, nu știu ce suportă cheltuielile. Dar dacă mai sunt în alte cazuri și ne putem întinde... M-au sunat ieri că, de exemplu, s-a dus și ia umbră la cateter acolo și risc de infecție, nu știe, nu are ce să... Și aici m-a rugat să vedem, să găsim soluții, cum să o învățăm să nu mai tragă, să nu mai... De durere mai tragi. S-a dus, dar ce poți să faci? Ce poți să faci? Nu înțelege. Dar nu înțelege. Dar nu înțelege. Insistăm acolo. Pentru comunitate. Am vorbit și la tatăl. Nu la comunitățe. Păi zic și eu. Nu, să nu înțeleg. Asta e problema. Le explicați mai multe ori și poate înțeleg. Da. Dacă nu mai sunt observații sau discuții referitoare la ordinea de zi, declarăm închisă ședința. Thank you.